Mă aflu la Music Pub de vorbă cu Adi Hădean, invitatul nostru de astăzi. Adi, noi ne-am întâlnit prima dată la începutul verii la o cină cu scriitorul Dance Mihăilescu și acolo am aflat cât este de important pentru tine cititul și cât de mult timp îi acorzi. Cum se armonizează gastronomia și lectura? Cred că ar fi important să spunem că la cina aceea nu eram invitat, eu făceam mâncarea. Și am avut ocazia să stăm puțin de vorbă după ce ați mâncat. V-a plăcut. Și am fost foarte mulțumit, ne-a plăcut foarte mult. Cititul și mâncarea se armonizează în mine perfect, pentru că sunt două pasiuni care au crescut în mine simultan și cam din același timp. Bine, eu am început să citesc un pic mai devreme decât am început să fac mâncare, pentru că să gătesc am început abia pe la 7 ani. Cu cititul a fost puțin mai rapid, pentru că, mă rog, mama ne spunea povești, tata ne spunea povești, eu chinuiam într-una să ne mai spună povești, îmi plăceau poveștile, îmi plac și astăzi. Și la un moment dat, mama a început, eu fiind cel mai mare dintre cei 4 copii ai părinților mei, a început să-mi arate cum e cu literele și cum e cu cititul și încet, încet am început să citesc singur. E, nu știu, unul dintre cele mai bune lucruri care mi s-a putut întâmpla în viață, asta cu învățatul de carte. Și legătura cu mâncarea a apărut și ea la un moment dat, pentru că citeam foarte multe, citeam orice. Absolut orice. Când eram mic, nu aveam discernământ absolut deloc, cum nu prea avem cu toții când suntem mici. Și citeam tot ce îmi cădea în mână. Din bibliotecile bunicilor, din bibliotecile vecinilor, din biblioteca părinților mei. Citeam cărți pe care le găseam prin poduri, cărți pe care mi le cumpăram din anticariat, din bani de buzunar. Dar, cum să spun, mergeam în anticariat și dacă îmi plăcea coperta, cumpăram cartea. Păi vedeam eu ce se găsea după coperta aceea. Și citeam mult de Sadoveanu, care Sadoveanu descrie mâncarea foarte bine și foarte frumos. Cărțile lui Dumas despre mușchetari și alte cărți cu subiecte oarecum asemănătoare, Pardaian și Fausta. Și sunt tot felul de cărți ale copilăriei în care mâncarea e destul de prezentă. Și poate și asta a contribuit cumva la înclinarea mea spre mâncare și spre înțelegerea ei, pentru că pentru mine mâncarea e mai mult decât masa de astăzi sau cea de ieri sau cea de mâine. E un lucru pe care încerc să-l înțeleg din mai multe puncte de vedere, inclusiv din cel cultural. Urmăresc pe blogul tău că în permanență postezi rețete noi. De unde te inspiri în crearea rețetelor culinare? Găsesc inspirația, cred că în mare parte, în interior. Adică n-am simțit niciodată că n-aș fi inspirat. Poate nici nu e corect termenul inspirație. N-aș putea să definesc foarte exact cuvântul ăsta, mai ales raportat la ce fac eu. Mă uit în frigider, văd ce a rămas acolo de ieri și fac mâncarea de azi, de foarte multe ori. Alte ori mă plimb prin piață și mă uit la ce au de vândut oamenii, ce găsesc pe mese și, nu știu, mintea mea se formează așa un fel de partitură pe care pun note. Iau și de acolo, iau și de acolo, încerc să pun un pic de culoare din partea cealaltă. Toate astea vin, pe de-o parte, din interior. E un lucru cu care cred că te naști și, pe de altă parte, din destul de mult studiu. Citesc foarte mult lucruri legate de gastronomie, lucruri legate de obiceiuri alimentare, lucruri legate de nutriție și de alimentație sănătoasă. Poate de asta nu reușesc să mănânc întotdeauna foarte sănătos, pentru că citesc mult prea multe lucruri, am prea multe informații de genul ăsta și fac trierea destul de greu. Citesc multă literatură de specialitate, de fapt cam tot ce citesc acum în perioada asta și de câțiva ani înseamnă literatură de specialitate pe partea asta, pe gastronomie, fie că e pe latura etnografică a gastronomiei sau antropologică, dacă vreți, fie că e vorba despre cărți cu rețete, pur și simplu, rețete și nimic altceva.
Și probabil că, adică nu probabil, cu siguranță, toate astea se amestecă undeva în capul meu și trec prin filtrul cu care, nu știu, cu care am fost dotat de Dumnezeu și asta iese, mâncarea pe care o fac în fiecare zi. Așa cum spui, consulți în permanență cărți de gastronomie sau de arte culinară. Care ar fi pentru tine cele mai importante cărți în acest domeniu pe care ai vrea să le recomanzi publicului nostru? Aici e pe de-o parte greu, pe de-o parte ușor. E o întrebare pe care o primez destul de des pe mail. Ce îmi recomanzi? Sau cum să fac un anume lucru? Sau vreau să știu să gătesc, ce trebuie să fac? Sunt întrebări ușoare cu răspunsuri grele, pentru că oamenii, în general, cei mai mulți dintre ei nu vor să devină bucătari specialiști sau bucătari profesioniști. Ei vor să știe cum să facă, nu știu, un fel de mâncare acasă, cum să-i facă celui de cum să le facă celor de lângă ei o surpriză plăcută din punct de vedere culinar. Și atunci recomandarea mea e să caute cărți de genul, nu știu, 100 de rețete simple cu tare ingredient sau, pentru că dacă ar fi să dau titluri de cărți pe care le... Da, uite, chiar am adus aici una dintre cărțile lui Jamie Oliver. Eu am mai multe dintre cărțile lui în bibliotecă. Jamie Oliver vorbește pe înțelesul tuturor, scrie pe înțelesul tuturor. Prezintă acolo niște modalități de a face mâncare pe care poate să le înțeleagă oricine, fie că e bucătar profesionist, fie că e doar un amator sau o persoană care vrea să știe să gătească mai bine sau mai interesant sau puțin mai altfel. Mai sunt și cărțile din patrimoniul nostru cultural și gastronomic, cărțile scrise de Jurcovan sau de Sandamarin, celebra carte de Sandamarin pe care o au, nu știu, toate mamele noastre pe undeva, pe un frigider sau pe un dulap în bucătărie printre niște seturi de pahare sau de ceai foarte, foarte vechi. Unele dintre lucrurile pe care le găsești acolo se potrivesc la vremurile pe care le trăim noi, altele se potrivesc ceva mai puțin. De asta mi-e greu să recomand titluri de cărți. Pot să recomand, cum spuneam, să mergi în bibliotecă sau în librărie, să iei o carte, să te ținea, să vezi dacă ce găsești acolo se potrivește cu ce crezi tu că poți să faci, că până la urmă despre asta e vorba. Foarte mulți oameni se blochează în fața cărților sau chiar și în fața site-urilor de internet. Internetul e plin de rețete astăzi și de bloguri culinare și de site-uri culinare, dar foarte mulți oameni se blochează în fața informațiilor pe care le primesc pentru că fie ele nu sunt foarte amănunțite, fie sunt mult prea amănunțite și pur și simplu nu știu ce să facă cu ele. Eu primesc pe blog foarte multe comentarii sau primesc mail-uri de la cititorii blogului meu care vor să afle mai multe detalii despre lucrurile pe care le pun eu acolo în fiecare zi și de cele mai multe ori le dau, uneori nu le dau pentru că mie mi se pare că sunt destul de limpede pentru toată lumea și că mă exprim destul de pe înțelesul tuturor. Păi, se pare că nu fac asta întotdeauna și de aceea mi se cer detalii suplimentare. Cum îți caracterizezi stilul în care gătești? Îmi place să cred că e un stil liber și fără scoarță. Până la urmă, gastronomia, ca orice alt domeniu din lumea asta, e un domeniu viu, e ca o ființă care trebuie să evolueze într-un fel și dacă îi pui limite și bariere, evoluția va fi frânată și nu cred că vrem asta niciunul dintre noi. Aș putea, nu știu, să dezvolt și să spun că încerc să fiu cât se poate de aproape de natură, asta nu mi iese întotdeauna pentru că până la urmă trăiesc și eu pe lumea asta care merge în direcția în care merge și trebuie să merg și eu odată cu ea, dar încerc să fiu echilibrat și chiar dacă sunt echilibrat să nu pun bariere fanteziei. Pentru că și asta e foarte importantă atunci când faci mâncare. Să ai imaginație să o folosești și să nu-ți fie frică de ea. Să nu-ți fie frică ce poate ieși în momentul în care îți folosești imaginația. Cred că aici se opresc foarte mulți dintre bucătari, chiar și dintre bucătarii profesioniști, unii dintre ei chiar renumiți. Aici se opresc și se blochează, se tem de ce le poate ieși din mâini. Cred că ăsta e motivul principal, chiar dacă ei o recunosc sau nu. Și în momentul în care începi să te temi de rodul creației tale,
e o problemă. Deci mai degrabă să înțeleg că adopți un stil neconvențional în creațiile tale? Să zicem că da. Să zicem că da. Adică eu văd rostul rețetelor și sunt anumite lucruri care nu ies decât după rețetă, dar în același timp îmi place foarte mult să improvizez și să mă joc cu lucrurile pe care le am în bucătărie. Poate și de asta am ajuns unde am ajuns, zic eu, într-un loc destul de bun în existența mea, pentru că îmi place să văd lucrurile astea ca pe o joacă, nu?